S-a alăturat discuției noastre și Paul Surugiu, Fuego și Jean Paller, omul care a fost cu Stella cât? 30 de ani? Aveți microfon. Hai, 30 am, de ani? Să mă ierți, este motivat faptul că nu am uitat cam la valieră. Deși vreo 34 de ani în care pun numai așa ca simplu calcul, bineînțeles că e foarte greu de făcut, calculați vară de vară, 3 luni la mare, câte 2-3 spectacole pe fiecare seară. Perioadă de 3 luni, punem 30 de ani. Calculați câte mii de spectacole. Câte mii. Mi-au aminte de un lucru legat de Stella, era atât de vivace și de zmanes, cum zicem noi, adică era pusă permanent, era într-un ca un șoc electric. Era, venea Stella, ce faci, ce faci, cum ești tu? Și eram căzut un pic, nu mă simțeam bine, curent în mașină, m-a tras curentul, mă durea capul. Ce dracu ai? Vin cu acea. M-a luat de mână. Ia un antinevralgic. Fac un antinevralgic. Stai cu mine să vorbești. N-am să uit chestia asta câte zile am. În 5-7 în 5-7 minute... N-ai voie să te simți... obosit în preajma ei. Nu. Dar în 5-7 minute... Ea era. Da, în 5-7 minute... Și, știi? Ce spune Jean? Da. Păi noi am făcut sute mii de spectacole pe litoral, câte 3 și 4 pe zi. Adică eram organizați pe mașini. Tu începi în partea aia, la Neptun, până în partea lui sunt la Mamaia, organizat, o luam de multe ori de acasă, de la 2 mai cu mașina, că eram prin rotație. Diferite mașini. Totul era perfect sub control. Noi, la minut făcut totul. Da, și ieșea totul țais și avea o poftă de viață și povestea. Fantastic. Și-a mâncat la prânz acum înainte de spectacol la mare. Și-a mâncat o fasole cu ciolan, măr, o dico. Mi se făcea și mie o poftă, că și eu sunt foarte da, pofticioasă. Da, da, cartea e grozavă acum. O să o prețui mai mult, cartea e de bucate. Da, cred. Că-i simt și cu rețetele voastre fiecare, da, ce-a învățat de la fiecare. Da, și ea râdea, zice, măr, o dica. Zice, băi, fraților, uitați-vă la ea. Toate femeile, toate vrei să slăbin? Bă, Bităneasca vrea să îngrașe, e nebună. E adevărat, toată viața am vrut să mă îngraș. Să fiu plinuță. Eu n-am vrut niciodată să fiu slabă. Dar și un lucru vreau să vă mai spun. Era de sinceritate. Da. Prefer oamenii ăștia. Să spun de ce. La un moment dat, eram geloasă. Zic, măi, Stella, ai atâtea monologe, atâtea sketch-uri, atâtea. Mă, roagă-l pe bărbatul tău, pe Puiu, să scrie, dom'le, și mie un monolog. S-a uitat la mine, bă, Rodico, te iubesc foarte mult, ești prietena mea, dar nu-ți dau niciun monolog ție, că Puiu scrie numai pentru mine. Măi, mi-a plăcut, știi că am rămas cu gura căscată, dar mă aprecia sinceritatea ei. A spus, te iubesc, te apreciez ca actriță, dar eu nu pot să-ți dau niciun monolog, că Puiu scrie numai pentru mine. Prefer oamenii ăștia absolut decât să te mintă și să te lucreze pe la spate și să facă, să te treacă. Domnește în față, Paul, și în spate ultimul om. Da, există momente în viață care te marchează. Unul dintre ele a fost acela în care am intrat prima dată pe scenă să cânt în spectacole. Și asta se întâmpla cu Rodica Popescu Bitănescu, pentru că e aici, și doamna dragă Olteanu Matei. Lucrurile astea nu ai cum să le uiți. Așa s-a întâmplat și cu doamna Stella. Am cunoscut-o destul de bine. Cred că era un om extrem de serios și această profesie, arta, se face în primul rând cu seriozitate, disciplină, profesionalism. Regula cea mai importantă e să fii serios și punctual. Doamna Stella Popescu era o artistă punctuală. La spectacol venea înainte, se aranja, se pregătea. Un om extrem de serios pentru această profesie care se cheamă arta. Tinerii au ce învăța de la doamna Stella Popescu. Este un exemplu de viață, un om care niciodată pe mine nu m-a lăudat. Când vorbeam cu ea, aveam o apariție sau eram în spectacole cu dânsa, tot timpul doamna Stella Popescu îmi spunea ce am greșit, ce am făcut rău și trebuie să îndrept. Niciodată nu mi-a spus ai fost genial în momentul respectiv. Ultimul an și jumătate am făcut parte din același cerc de prieteni al familiei Gauzin și ne vedeam foarte des. Adică am cunoscut-o mai bine și în spatele cortinei. Un om fin, un om delicat,
un om cu totul și cu totul special. Acum câțiva ani i-am dăruit un trofeu care înfățișa România mare. Asta pentru că dânsa are rădăcinile în Basarabia. Exact. Și trofeul se chema Artă pentru Eternitate. Și am scris acolo, pentru arta pe care o lăsați moștenire poporului român, ne înclinăm în fața dumneavoastră. Și a fost pentru ea o bucurie că la toate distincțiile pe care le are pe parcursul acei 50-60 de ani de activitate artistică, a păstrat și distincția mea în arhiva ei sentimentală. Uite, pentru că tot se vorbea mai devreme și am văzut-o pe Stella vorbind despre Puiu, despre soțul dumneaei, a vorbit la un moment dat și despre... A fost mereu întrebată dacă are, că nu a avut copii, despre faptul că n-a avut copii, și a vorbit despre fata pe care a adoptat-o și a vorbit Doina. Foarte deschis despre Doina. A adoptat-o când Doina avea 15 ani, Doina avea 35 de ani și ne-a acordat un interviu extrem de interesant. Aș vrea să vedem aceste imagini. Nu, eu nu mi-am dorit niciodată să fiu mama, dar tot eu am avut inițiativa să înfiez această fată. Nu cunoșteam deloc, îți dai seama. E minunat să ai un copil. Cum? Și e minunat să adopți un copil. Așa cum deseori se întâmplă, viața nu ține cont de dorințele ori de planurile noastre. Așa s-a întâmplat și în cazul Stelei Popescu, actrița care, deși iubea nespus copiii, ajunsese la 37 de ani fără să-și dorească să fie mamă. Nu mi-am dorit să fiu mamă pentru că a fost, când aveam 5 ani, am avut operație îngrozitoare pe cap, dar îngrozitoare. Era în timpul războiului, operația s-a făcut pe viu într-un spital din ăsta de soldați, militar, a fost groaznic. Și am rămas cu o spaimă de durere. Spre norocul meu, soțul meu n-a vrut copii. Și era un om blând, un om de casă, un om, dar nu știu, n-a vrut copii. El a spus așa, vrei tu copii, faci copii. Accept, dar eu personal nu-mi doresc. Eu care deloc nu-mi doream, ai înțeles? A trecut vremea. A trecut vremea, iar destinul avea alte planuri pentru Stella Popescu. Copilul pe care nu îl plănuia, dar pe care a ajuns să-l înfieze, se numea Doina și avea pe atunci 15 ani. Doina era nepoata actriței, fiica bună a fratelui lui Puiu Maximilian, și până atunci locuise în Cehoslovacia cu mama ei biologică. Mama și cu tata ei amândoi, deci erau din Giurgiu, au plecat în 1950-49, așa ceva, la Moscova, la studii, cum era pe vremea aceea. Acolo au născut un copil, au făcut un copil, mama ei, dar după un an de zile s-au despărțit. Și atunci fetița a rămas cu mama, tatăl a venit acasă și mama s-a recăsătorit cu un cef și a plecat în Cehoslovacia. Ei, și fetița a venit la tată, pe care l-a cunoscut abia la 15 ani. Că mama ei niciodată mi-a spus că are un tată în România. Așa fata nici nu se farda, înaltă, subțire, așa, și nu se farda deloc. Era foarte copil. Doina era o fată simplă și timidă. Nu vorbea deloc românește și venise în România în căutarea unui tată pe care nu-l cunoștea. Se certase pe atunci cu mama ei biologică și nu voia să se întoarcă în Cehoslovacia. Pe de altă parte, părintele său biologic, fratele lui Puiu, soțul Stelei, nu putea să aibă grijă de ea. Stella Popescu, femeia care nu voia să fie mamă, s-a transformat încet din mătușă în prietenă, apoi în mamă cu acte în regulă. Ne-am lipit foarte repede și am tratat-o ca pe o soră, știi? N-am luat-o ca pe un copil. Am tratat-o de la început ca pe o soră. Ea ne-a spus pe nume, noi am spus pe nume, a început să stea la noi. Mulți au comentat atunci decizia actriței și au criticat-o pentru că a înfiat o adolescentă despre care nu știa nimic. E, trebuie să fii atentă, că și copiii tăi adevărați câteodată. Atunci când e un copil așa de mare, probabil că ești în... e o altă relație. Una e când e un copil mic și l-ai crescut tine pas cu pas și alta din copil mare și deja accepți. Accepți situația de fapt. Stella Popescu nu i-a luat în seamă. Descoperise ce însemna să fie mamă și o iubea pe Doina ca și cum era sânge din sângele ei. Nici până în ziua de astăzi nu mi-am revenit din întâmplare și dintr-un șoc fericit când la 13 ani, până, vârsta până când trăiești și știi că nu ești a nimănui, a nimănui, dai peste doi oameni, un cuplu și niște părinți care ți oferă dintr-o dată, de pe o zi pe alta, totul
și dinspre care niciodată, nici până în ziua de astăzi, n-am simțit că n-ar fi părinții mei. Și până s-a măritat cu Radu Gheorghe și a rămas copilul nostru. Doina i-a dăruit o nepoțică, Stanca, și clipele neprețuite de liniște și fericire. După ce s-a prăbănit bărbatul meu, i-am făcut actele direct pe fiica mea. Deci nu nici m-am gândit să începem cu acte la notariat, cu moșterii, nici nu se discute așa ceva. Și a mai văzut vreodată mama biologică? Da, sigur că da. Cum să nu? Sigur. Și nepoata mea s-a dus la Praga, la mama, la bunica ei. Sigur, am avut relații foarte bune. Are o altă viață, un alt soț. Cred în întâmplările fericite ale vieții. Nu știu dacă îi spun chiar destin. În viața noastră a venit Doina ca o întâmplare fericită. A fost foarte bine.